Băltoaca lângă stadionul Dinamo și oamenii trebuie să le ocolească. Așa, așa. Mașini parcate și pe trotuar și peste tot. S-a scaldat. Oamenii ies pe carosabilă, își pun viața în pericol din cauza băltoacii astea și adânc. Eu m-am cam udat cercând să trec pe aici, dar nu m-a evitat. Tunelul principal, bulevardul Ștefan cel Mare sau stația de metro cu numele astea. Bulevardul Mihai Bravo. Toată lumea știe și ocolește Băltoaca. Numai primăria nu știe să ne scape de ea cumva într-o bună zi în mandatul ăsta.